Natalie, mai în glumă, mai în serios, spuneai să-ți adresezi două întrebări de bază. Ce culoare are roșu, ce culoare are mobul? Lăsând la o parte întrebările astea, care este cromatica ce predomină în picturile tale și de ce? Nu știu, de obicei folosesc... Iubesc culorile, deci nu mie, n-aș putea să descriu o cromatică. Folosesc din plin toate culorile, nu există... Și consider că în natură și pentru peisaje este bine venit pe ideea asta. Poți să redai mai bine orice vrei, mai cu viață, mai... Ce culoare are roșu? E o culoare primară, probabil că tot roșie. Eu cred că arta este ceva nobil. Pentru un artist face mai mult parte decât, știu eu, legat de viață, legat de... Deci o altă viață nu înseamnă atât de mult decât viața artistică. Este, după mine, lucrul cel mai plăcut. Deci, toate creațiile mele în domeniul picturii sunt legate de zona noastră de Maramureș. O zonă minunată, cu oameni minunați și, în general, de partea care a rămas intactă, să zic așa, cu mai puțină civilizație modernă. În special, oamenii de aici sunt frumoși, căsuțele alea vechi construite, munca la câmp, care caracterizează de obicei pe maramureșeni, atrage multă lume care vin să ne vadă, vin să ne admire și cred că asta contează foarte mult în artă, e punctul meu de vedere. Valentin Petreoș, țăran, natură, peisaj, nu este prea mult ecologism în pânzele tale? Eu zic că nu, chiar din potrivă. Toate sunt bine împreună, trăiesc împreună. Știu că tu ești foarte pasionat și, într-adevăr, subiectele ți le analizezi și le compari și le diseci, dar nu te tentează totuși să mergi spre lumea modernă și spre modernism? Sincer să fiu, la început am trecut prin așa ceva, dar am considerat că e mai sufletească treaba asta, pentru mine cel puțin. Mă apropiu mai mult de locurile mele natale, și totuși ca și culoare, și ca și viață, ca și suflet. Pentru mine asta înseamnă mai mult. Ai o pasiune, o dragoste deosebită încă o dată pentru natură. Cum se împacă cu tipul tău de personaj relativ introvertit? Sincer, nu știu ce cuvinte să găsesc la... În general, când mă uit la natură și în jurul meu, așa pe unde merg la țară... Nu mai ai nevoie de prieteni. Efectiv. Ești prietenul naturii. Efectiv. Ești exponentul dezvoltării durabile în artă. Consider că ăla este prietenul adevărat. Arta. Cu predilecție îmi place să lucrez, să pictez în natură, să mă simt în largul ei. Așa consider că sunt mai apropiat de natură, să fiu, să zic așa, în simbioză cu natura. Deci, prin ceea ce realizez eu, prin culoare, încerc să redau, în general, viața omului de la țară. De exemplu, la mine se pot observa căpițe de fân, se pot observa oameni care se întorc de la lucru, construcțiile tipice maramureșene. Totul este o frumusețe, deci încerc să redau prin culoare și să strecor prin suflet ceea ce văd și ceea ce cred eu despre lumea reală, lumea frumoasă, lumea adevărată. Legat de taberele de pictură, pot să spun că am fost și cu colegii mei prin foarte multe locuri, inclusiv și prin țări străine.
dar totdeauna, oricum unde am umblat, am încercat să redau locurile din care provin. Nu că sunt mare patriot, dar locurile care mă caracterizează sau locurile în care m-am născut. Din păcate, părere de rău, locul în care muncesc eu nu-mi prea permite să stau mai mult în fața șevaletului, între culori, dar mă străduiesc pentru că, efectiv, nu știu, consider că n-aș putea trăi fără asta. Viața prin culori, probabil că eu o văd și la fel, toți artiștii din jurul meu o văd altfel. Dacă tot am vorbit până acum despre artă și despre consecințe mai mult sau mai puțin plăcute, totuși eu cred că, pe undeva, arta este un mijloc de luptă împotriva, hai să nu fiu obraznic să zic prostiei, împotriva celor mai puțin păsători de cei din jur, pentru că oricând unui artist se peste de cei din jur, chiar dacă nu în așa mare măsură de oameni, dar într-o mai mare măsură de mediu. Față de locul în care trăiește, eu nu știu cum să spun, față de societatea, în ghilimele, a culorilor. Păi bineînțeles că este o revoltă în culori și este un mijloc de a lupta, nu știu cum să spun. Este un soldat, dar un soldat în sensul binelui, înțeles. Da, deci este un soldat. Este un soldat. Este un soldat și e mereu într-o luptă și cu sine însuși. Și cu sine însuși și cu cei din jur și cu cei care nu înțeleg niște lucruri și încearcă să le modifice după cum vor ei. Lumea este a noastră, a tuturor.